Cea de-a doua victorie din mandatul lui Eugen Neagoia a venit în fața unui adversar implicat în lupta pentru evitarea retrogradării, Hermann Stad. Oaspeții au început mai bine, însă Gloria a avut prima mare ocazie în minutul 35 prin Sirani. Belgianul a combinat frumos cu Ișvan, însă a tras dezamăgitor cu stângul din interiorul careului. 4 minute mai târziu, celălalt fundaj lateral al Buzăului putea deschide scorul. Ferrareso și-a depășit în viteză un adversar și a tras pe colțul scurt, șutul său fiind parat de Căbuz. Cu Ferrareso, bună faza, vine șutul violent, asta chiar este fază mare, minutul 39. Cea mai importantă fază a avut loc chiar înainte de pauză. Murgea l-a călcat în careu pe Ișvan, iar arbitrul a acordat penaltii după ce a consultat VAR. Budescu a transformat de la 11 metri, iar gazdele au intrat la cabine cu un avantaj minim. Trebuie să-l urmărim pe Stan. Budescu la asemenea momente. Budescu! Și nu ratează! 1-0 înainte de pauză pentru Buzău. La reluare, tot Gloria a controlat ostilitățile. În minutul 54, Ivanova a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. De aici echilibrul s-a rupt, oaspeții în căutarea egalării au început să lase spații mari în defensivă, iar Buzăul a avut multe ocazii, mai multe decât în toate partidele de până acum. Același Budescu și-a tras în cont dubla în minutul 72 după o acțiune superbă în care a combinat cu Ișvan și a șutat imparabil la colțul lung. 9 pase consecutive a legat Gloria înainte ca fostul internațional să semneze golul 2 al gazdelor. Budescu. Așa ta Ișvan abia acum primește, triunghi cu Budescu. Nai, astea sunt ale lui. Ferrareso. Astea sunt ale lui. Budescu! Oh! Da! Gol de autor! Ce golazo! Matos a așezat cireașa pe tort cu golul de 3-0 la capătul unui contraatac de manual, fiind asistat de Sergiu Pârvulescu. Oho. Hai pe ei, cum era aia? E gol! Matos! Gloria bifează 2 victorii consecutive pe teren propriu, acolo unde încă nu a primit gol în mandatul lui Eugen Neagoie. După meci, antrenorul a fost mulțumit de joc și le-a mulțumit suporterilor prezenți la stadion. Și în special pentru reprizador, pentru că a făcut o a doua repriză foarte, foarte bună, la locuri și spectacol. La multe din fazele noastre de atac pe care le-am avut, în afară de cele 3 goluri pe care le-am marcat astăzi, cred că am mai avut încă 4-5 ocazii mari, clare de neamănă. Da, încurajată băieți, merită sincer felicitări, mulțumim și suporterilor, mă așteptam să vină un număr și mai mare, sper să prindă și suporterii noștri încredere în noi și să ne susțină. Cu 13 puncte acumulate, buzoienii au scăpat de statutul Lanternei Roșii, urcând până pe 13, la egalitate cu Hermannstadt și Rapid.